Vom citi începând cu versetul 8. 2 Împărați, capitolul 4, versetul 8. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis soțului ei, bărbatului ei: iată, știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său, Gehazi: cheamă pe sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și ea a venit înaintea lui. Și Elisei a zis lui Gehazi: spune-i, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii? Ea a răspuns: eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și el a zis: ce să facem pentru ea? Gehazi a răspuns: ea n-are fiu și bărbatul ei e bătrân. Și el a zis: cheamă-o. Gehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. Elisei a zis: la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Și ea a zis: nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare. Și într-o zi când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său: capul meu, capul meu. Tatăl a zis slujitorului său: du-l la mama sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa și copilul a stat pe genunchii mamei până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis: trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță. Vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a zis: pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. I-a răspuns: fii pe pace. Apoi a spus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului său: mână și pleacă, să nu te oprești pe drum decât dacă ți-o-i spune eu. Ea a plecat deci și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său: Gehazi, iată pe sunamita aceea. Acum aleargă, dar înainte ei și spune: ești bine, bărbatul tău și copilul sunt bine? Ea a răspuns: bine. Și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi, dar omul lui Dumnezeu a zis: las-o, că ce tare amărâtă. Și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut de cunoscut. Atunci a zis: am cerut eu oare Domnului meu un fiu? N-am zis eu, nu m-a amăgit? Și Elisei a zis lui Gehazi: încinge-ți mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi de sănătate. Și dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Să pui toiagul meu pe fața copilului. Mama copilului a zis: vie este Domnul și vie sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și el s-a sculat și a mers după ea. Gehazi l-o luase înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar n-a dat nici sunet, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și a zis: copilul nu s-a trezit. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul, culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil. Și copilul a strălutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisei a chemat pe Gehazi și a zis: cheamă pe sunamita. Gehazi a chemat-o și ea a venit la Elisei, care i-a zis: ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ. Și și-a luat fiul și a ieșit afară. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Evreii au peste 150 de sărbători pe an, pentru că au înțelepciunea să creeze sărbători care să-i scoată din obișnuit. Oricât de frumoasă ar fi o duminică, rămâne una dintre duminici.
Însă sărbătorile sunt unice. Duminici sunt 52 într-un an. Ziua Mulțumirii este doar într-o duminică din an. Ei bine, evreii au creat 150 de astfel de sărbători pentru ca să aibă 150 de motive să se bucure în mod public, oficial, în mijlocul adunării lui Dumnezeu. Ei sunt un popor care vor să se bucure înaintea Domnului și sărbătorile sunt cel mai bun prilej. Orice am zice, fiecare avem un pic de așteptare diferită de obișnuit. Toate sunt obișnuite astăzi, și cântările, și sper și predicile, toate sunt obișnuite. Am vrut să spun altceva, toate sunt neobișnuite astăzi, și cântările, și predicile, toate sunt neobișnuite, pentru că și mâncarea de acasă este neobișnuită. Astăzi aș vrea să surprind din pasajul acesta extrem, extrem de complex, în care sunt prezentate două perechi de personaje, o familie, el și ea, nu știm numele niciunuia, doar femeia din Sunem sau Sunamita și soțul ei, și oamenii lui Dumnezeu, Elisei și Gehazi. Când spun că pasajul acesta este extrem de complex, din el poți face foarte multe predici, tot cu alt subiect, pentru că e un pasaj complex care oferă suficient cadru ca să alege anumite subiecte de predică. Eu, în această zi a mulțumirii, aș vrea să surprind următoarea idee: mulțumit și în prezența morții. Mulțumit în prezența morții. Să ne uităm puțin la caracteristicile acestei familii. Este o familie de excepție. Probabil că este una dintre cele mai pozitive familii dintre toate familiile Bibliei. Primul lucru pe care ne-l spune Scriptura este că e echilibrată și fericită. O familie bogată, prima parte a versetului 8. O familie ospitalieră și generoasă, a doua parte a versetului 8. O familie care lucrează în consens, versetul 9, prima parte. Deși în întregul pasaj femeia are inițiativa, iar el în întregul pasaj e un bărbat foarte liniștit, observăm că femeia aceasta, care inițiază toate lucrurile, are înțelepciunea și umilința de a lucra în consens cu soțul ei, dându-i în felul acesta onoarea de soț, demnitatea de soț. Ea îi spune ce vrea să facă. El nu s-a gândit la un proiect pentru omul lui Dumnezeu, dar ea s-a gândit. De ce s-a gândit ea și nu el? Observați, vă rog, că ea evaluează obiectiv identitatea lui Elisei. De aici a plecat totul. Omul acesta este omul lui Dumnezeu. Iar dacă este omul lui Dumnezeu, noi trebuie să-l tratăm ca pe omul lui Dumnezeu. Cunoașteți frunoama lui Dumnezeu? Ce mult mi-ar place să înțelegeți ce vreau să spun. Eu știu că omul acesta este omul lui Dumnezeu, de aceea nu mai vrem să culcăm așa oriunde, vrem deasupra să îi facem o odaie. Observați, o femeie darnică și creativă, o familie darnică și creativă, pur și simplu a construit un addition doar pentru omul lui Dumnezeu. Ați construit vreodată un addition? Pentru ce? Știți ce vreau să surprind? Ce înseamnă să fii om al lui Dumnezeu? Și mai vreau să surprind ceva. Ce înseamnă să fii pocăit în anul 2022? Probabil la fel ca omul lui Dumnezeu de atunci sau dureros de diferit. Uitați ce a făcut ea. Ea investește pentru misiunea și pentru nevoile omului lui Dumnezeu. Versetul 10. Un loc retras. Întotdeauna când primim oaspeți, oamenii ai lui Dumnezeu, noi nu ne gândim la misiunea lor și la liniștea de care au nevoie să se roage, să-și facă predica, să mediteze că urmează să vină în fața fraților. Și noi pur și simplu vrem să vorbim cu ei până cu 5 minute înainte de predică, fără să ne dăm seama că atunci când vine aici, el trebuie să fie într-o dimensiune în care în ultimile ore a încercat să se înghesuie, să intre. Femeia asta a avut atâta înțelepciune să știe că omul lui Dumnezeu trebuie să stea
retras de ei, pentru că el nu se va ocupa nici de business-ul pe care îl au ei, el are nevoie să fie singur. El are nevoie să se roage, să mediteze, să se gândească, să primească un mesaj de la Domnul. Încă ceva, i-a creat un loc confortabil. Cum sunt lucrurile pe care le dăm în numele Domnului? Observați, i-a creat un loc confortabil și a spus: nu-i facem un cort, o aplecătoare învelită cu o pânză deasupra ca să nu-l ardă soarele. O să facem o cameră cu ziduri. Asta nu era normal la vremea aceea. Dar excelența acestei femei a devenit beneficiul omului lui Dumnezeu. A devenit un har pentru el. O să-i facem un loc confortabil. Acolo a pus strictul necesar. Un pat să doarmă, să se odihnească. O masă și un scaun ca să mănânce și ca să lucreze. Și un sfeșnic ca să lumineze lumina de care avea nevoie. Un loc dedicat pentru omul lui Dumnezeu și pentru ajutorul omului lui Dumnezeu. Atât de înțeleaptă a fost femeia asta acum câteva mii de ani în urmă, încât astăzi, dacă ai vrea să faci un loc pentru omul lui Dumnezeu, n-ar trebui nimic în plus. Poate că Wi-Fi, dar nu știu dacă chiar ar trebui. A spus ea: locul ăsta, bărbate, vreau să fie dedicat pentru omul lui Dumnezeu când va veni pe la noi. De aceea omul lui Dumnezeu nu s-a dus niciodată la altcineva. Pentru că absolut nimeni altcineva n-a avut inițiativa asta. De iubire, de bine, nu fuge nimeni. Fugim de rău, de indiferența oamenilor, de răutatea lor, dar de bine nu fuge nimeni. O femeie bogată a fost bogată și pentru Dumnezeu, nu doar pentru ea. A fost bogată pentru omul lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și ori de câte ori Elisei venea în zonă, se ducea în camera lui. El avea o cameră în casa familiei bogate. Era a lui. Întotdeauna se simțea confortabil acolo. Încă un lucru pe care vreau să-l spun. Pe lângă caracteristicile familiei din Sunem, manifestarea recunoștinței profetului, manifestarea recunoștinței Elisei. Primul lucru este aprecierea și recunoștința lui. Sau sunt aprecierea și recunoștința lui. El manifestă recunoștință motivat de apreciere. Observați, când manifestăm recunoștință, atunci când apreciem pe cineva. Ori de câte ori apreciem că cineva ne face bine, ni se aprinde un bec. Trebuie să-i mulțumești. Trebuie să recunoști, pentru că ți-a făcut un bine. Întotdeauna noi mulțumim oamenilor în urma constatării că omul acesta ne-a făcut un bine, iar noi am apreciat binele care ni l-a făcut, adică l-am văzut, am luat notă. În versetul 13 se spune despre asta: tu te-ai deranjat pentru noi, noi ce putem face pentru tine? Observați manifestarea principiului reciprocității. Dacă tu, atunci și eu. Dacă voi, atunci și noi. Dacă tu te-ai deranjat pentru mine, eu ce pot face pentru tine? Nu stau cu căciula pe ochi să nu văd. Eu ce pot face pentru tine, că mi-ai făcut bine? Cine ne-a obișnuit pe noi să primim binele și să nu încercăm să ne revanșăm? De la cine am învățat traiul ăsta nebiblic? Femeia asta i-a făcut bine și omul lui Dumnezeu a spus: mi-ai făcut bine, iar eu nu pot să nu-ți fac bine. Tu ai terminat, eu trebuie să încep. Voi ați făcut un lucru pentru noi, noi acum trebuie să facem un lucru pentru tine. Răspunsul ei te dezarmează. Eu trăiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Te uiți la ea și nu-ți vine să crezi. Fiți atenți, femeia asta de ani de zile încerca să facă copii și n-a putut să facă și n-a zis nimic. Îmi pare rău, dar nu știu să comentez lucrul ăsta. Pot să-mi asum, dar nu fac asta. Eu trăiesc liniștită, știți cum aș putea să spun? Eu trăiesc liniștită în timp ce sunt rănită. Trăiesc liniștită în mijlocul poporului meu în timp ce inima îmi plânge. Dar cum ai ajuns la performanța
de a fi mulțumitoare, liniștită, împăcată cu situația, în timp ce tu ești doar soție și nu și mamă. Există și femei căsătorite care, din anumite motive, nu pot naște. Aceasta este, sau se constituie într-o suferință personală. Deși nu înțeleg bine asta, că nu-s femeie, nu știu să trăiesc și să simt ca o femeie, nu am aparatele unei femei, dar pot să-mi dau seama ușor la vârsta la care sunt, că orice femeie își dorește să experimenteze statutul ăsta înalt, măreț, glorios, care i-a amestecat și cu suferința de a fi mama. A venit profetul și a întrebat-o, pot să fac ceva pentru tine? Și a spus nu. Îmi asum totuși să încerc un răspuns. Probabil că n-a îndrăznit să-i spună nimic, pentru că el deja a precizat în ce domeniu să o ajute. Vrei să vorbesc cu împăratul sau cu șeful poliției? Și ea s-a gândit, împăratul nu mă poate ajuta, șeful poliției nu mă poate ajuta. Elisei, I'm sorry, eu trăiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Nu știu dacă ăsta este răspunsul, dar oricum e o parte din răspuns. Și femeia asta a rămas mulțumită în timp ce era sterilă, în timp ce nu putea să nască copii. Dar cum poți să fii mulțumită în condiția asta? Am învățat că eu nu merit nimic. Și când Dumnezeu îmi dă, nu îmi dă toate lucrurile. Că nimănui nu-i dă toate lucrurile. Îmi dă doar ceva. Mai mult și mai puțin. Cum să mă uit doar la ce nu mi-a dat și să fiu nemulțumit? Când lucrurile pe care mi le-a dat sunt așa de multe, cum pot fi în primul rând nemulțumită de ce nu am, când trebuie să fiu mulțumită de ce am? Eu nu i-am plătit lui Dumnezeu pentru ce am, El mi le-a dat în dar, nici nu-mi permit să-i spun, Doamne, sunt nemulțumită. Dar de ce să fiu nemulțumită? Meritam să-mi dea și nu mi-a dat? Cu ce mi este mie Dumnezeu dator? Eu trăiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Și Elisei o lasă în pace. Ea pleacă, dar profetul probabil că simțea ceva, că îl întreabă pe tovarășul lui și îi spune, mă omule, tu ce părere ai? Ce putem să facem pentru femeia asta? Femeia asta se comportă ca la carte. Și el îi spune, din câte știu, n-are copii. Îl vezi pe soțul ei bătrân? Probabil că asta ar fi o soluție. Elisei insistă să-și manifeste recunoștința. Atenție! Elisei și-a manifestat recunoștința și insistă manifestându-și recunoștința. Dacă de la ziua mulțumirii astăzi am învățat ceva, ar trebui să învățăm doar că, deși uităm deseori, sau rareori, sau uneori e cel mai corect, deși uităm uneori, ar fi bine să ne disciplinăm să ne manifestăm recunoștința deseori, insistent, pentru că lucrul acesta îi dă satisfacție celui care ne-a făcut un bine și va face și altora, pentru că s-a simțit onorat și bucuros când a primit cuvântul de mângâiere, mulțumesc, apreciez. Observați, el se interesează și află că femeia nu are copii. De data aceasta, nevoia sunamitei nu mai putea fi rezolvată nici de împărat, nici de șeful poliției. Și Gehazi o cheamă, ea vine și Biblia ne spune că se oprește în ușă. Nu vi se pare ciudat că ea nu a intrat în cameră și nu vi se pare ciudat că Elisei n-a vorbit cu ea? Tot timpul i-a zis lui Gehazi să-i spună. O fiu are grija unui slujitor atunci când trebuie să lucreze cu o femeie? Multe greșeli se fac în zona asta. De ce n-a intrat ea în cameră? O fi respectul pentru doi bărbați și mai mult pentru doi oameni ai lui Dumnezeu? A rămas în camera anterioară, din prag, adresându-se și ascultând? Știu că emanciparea în care noi trăim și destrăbălarea din lume în care și noi trăim ne face să zâmbim când ascultăm astfel de lucruri din Scriptură. Pentru că rușinea astăzi nu-și mai găsește loc în inimile oamenilor. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu, mai mare nevoie decât de bani, oamenii au nevoie de rușine. Știți ce înseamnă să ai rușine? Înseamnă să ai bun simț.
Înseamnă să ai echilibru. Înseamnă să fii un om cu simțul măsurii, politicos, decent, echilibrat, înțelept. Oamenii și-au pierdut rușinea și față de Dumnezeu și față de oameni. O, Doamne, dacă vă veți propune cândva să achiziționați o nouă virtute, vă recomand cu umilință, gândiți-vă și la propunerea mea. Vorbesc cu mult respect față de dumneavoastră, nu, eu nu insinuiesc nimic, spun doar atât. Trăim într-o generație unde rușinea s-a subțiat încât de-abia se mai vede. Vezi prin ea? Oamenii sunt tupeiști, oamenii sunt obraznici și lista poate continua. Elisei îi vorbește în numele Domnului și îi spune așa: femeie, să știi că peste un an tu vei ține un băiat în brațe. Nu vi se pare interesant că băiat nu fată? Nu vreau să comentez treaba asta. După spusele lui Elisei, minunea s-a întâmplat. Pur și simplu Dumnezeu a onorat ce a spus omul său. I-a avut dreptate când a spus: ăsta este omul lui Dumnezeu. I-a avut dreptate când a construit o casă, dar sus, ca să stea omul liniștit, să fie retras și să se ocupe de slujba pe care o are. Haideți să ne uităm un pic la atitudinea sunamitei în încercare. Copilul se îmbolnăvește în prezența tatălui, făcând o criză. Meningită, eu știu ce-o fi avut la cap, nu știu, nu mă pricep. Însă soțul își dă seama că e în fața unei situații pe care nu știe să o gestioneze. Dumneavoastră nu vă imaginați. Știți ce i-a spus la un om nu angajat de-al lui? Eu i-aș fi spus: fugă la doctor! Ciudat, domnule, asta îi spune, el îi spune: du-l la maică-sa. Păi băi omule, stai un pic, ce să facă maică-sa când de aici copilul ăsta moare de cap? Du-l, domnule, la maică-sa, că ea știe ce să facă. Orice mamă e un mic doctor, un doctoraș. În poșeta oricărei femei găsești 5 pastile de... să nu fac vreo greșeală, mai bine îmi văd de treabă, spun numai că găsești medicamente. Din acest pasaj înțelegem că femeia aceasta se bucura nu doar de dragostea soțului ei, cum spune Biblia, se bucura și de respectul lui. El era un tip liniștit. Ea o femeie foarte puternică ca și personalitate, foarte descurcăreață, extrem de dotată de Dumnezeu să organizeze, să inițieze. Ea a inițiat tot ce scrie în pasajul ăsta. Însă pur și simplu am ajuns la un punct unde lucrurile nu mai pot fi bineînțelese. Așa sunt de cerești încât nu ne simțim liniștiți că interpretăm corect. Uitați ce se întâmplă. Copilul moare în brațele mamei. Și femeia aceasta își aduce aminte de ce i-a spus într-o zi lui Elisei: nu mă amăgi, nu-mi promite ca mai târziu să-mi iei înapoi. Te rog, nu mă expune la experiența asta. Vreau să fac o paranteză și să spun. Cu siguranță femeia asta a avut anumite antecedente legate de nașterea de copii, pentru că ea atunci când spune nu mă amăgi, înseamnă că a mai fost amăgită de anumite experiențe, ori a avut o sarcină sau mai multe pe care le-a pierdut. Probabil, foarte probabil că e așa. Ori a avut anumite, datorită faptului că era o femeie bogată, a mers la vracii vremii, la doctorii vremii și aceștia i-au promis, o fi încercat cine știe ce tratamente și cine știe ce leacuri după vremea aceea și nu s-a întâmplat nimic. Dar oricum, știți ce spunea? Sunt sătulă de încercări de a avea copii. Asta i-a spus când a zis nu mă amăgi. Toate s-au soldat cu un eșec și cu o nouă rană în inima mea. Te rog, mai am un pic de viață, n-o strivi și tu. Și totuși ea primește un copil. Dar ăsta, când ajunge așa flăcăuș, moare. Demnitatea acestei femei în fața morții fiului ei depășește orice înțelegere. Am încercat să mă gândesc ce să vă spun când voi ajunge la versetul ăsta și nici acum nu știu. Deci femeia asta se comportă dincolo de capacitatea unui muritor. În primul rând, nu-i spune soțului ei. De ce? Imaginați-vă că nu știu. Probabil că o fi fost un om, un bărbat mai mămos, mai care se panica,
Probabil că, cine știe, ar fi făcut mai mult rău decât bine în situația asta de criză. Important este că îi spune, mă duc să-l văd pe omul lui Dumnezeu, observați că ăsta era un om spiritual, pentru că știe sărbătorile și știe când trebuie să mergi la biserică. Și îi spune, păi noi mergem în zilele astea, acum nu-i niciuna dintre ele, de ce te duci? Totu-i bine? Nu vă vine să credeți. Ea îi spune, totu-i bine. Băi femeie, dar ce-i cu tine? Tu ai copilul mort în patul omului lui Dumnezeu. Încă al doilea eveniment în care ea sfidează ce simte și își impune să gândească la nivelul unui standard dumnezeesc. Când n-a avut copii și când vedea alte mame de mână cu copiii, afectivitatea ei de soție era zdrobită, dar nu și-a permis să-și păteze nici cugetul, nici relația și nici onoarea lui Dumnezeu. Și și-a cultivat o atitudine pozitivă spunând, am doar ce mi-a dat Dumnezeu și e suficient. Mi-ar fi plăcut să mai îndea, dar nu mi-a dat. N-o să fiu nemulțumită pentru că ar fi ca o jertfă de răzvrătire în fața Domnului, iar eu nu voi aduce o astfel de jertfă niciodată. Acum îi moare copilul. Exact de ce a fugit s-a întâmplat. Nu m-a amăgit. Nu te juca cu mine, nu mă implica într-o nenorocire. Acum se găsește în mijlocul unei nenorociri. Și soțul ei o întreabă, s-a întâmplat ceva? Și ea spune, nu. În mintea ei nu se întâmplase nimic, în inima ei îi murise copilul. Puteți să înțelegeți ce spun? În mintea ei îi murise copilul. O iau încă o dată de la capă că se pare că am greșit. În inima ei îi murise copilul. În mintea ei totul era bine. Noi nu putem să comandăm sentimentelor. Dacă puteți, țineți mintea asta. Niciun om nu poate să comande unui sentiment. Însă fiecare om, dacă vrea și mai ales dacă exersează, poate să înlocuiască un gând cu altul. Să elimine, să înlăture, nu poate, dar să înlocuiască, poate. De aceea, nu-i vremea acum să intrăm în detalii. Ori de câte ori vrei să te schimbi, asta nu-i fățărnicie și nici diplomație, la nivelul minții te poți schimba. Femeia asta și-a schimbat mintea și i-a spus soțului ei, nu s-a întâmplat nimic. Ea numai în felul ăsta putea să fie demnă, pentru că ea credea că omul lui Dumnezeu va rezolva problema. De-aia se ducea la el, că ăsta nu se ocupa de servicii funebre. Nici nu era notarul care elibera certificate de deces. Ce cauți la omul lui Dumnezeu atunci, că era tocmai la Carmel? S-a dus să-i spună, repară-ți greșeala. Se duce la el și înainte vine Ghehazi. S-a întâmplat ceva? Trimis de Elisei. S-a întâmplat ceva? Nu, totul e bine. Din nou nu și-a deschis inima. Știți de ce? Pentru că de ce să-ți deschizi inima într-un loc unde nu se întâmplă nimic și în fața unei persoane care nu rezolvă problema? Ce rost are să te victimizezi la toată lumea și tot să spună, nu vreau, ca nu cumva să supăr pe cineva. A zis, totu-i bine, bărbate, totu-i bine, Ghehazi. Eu i-aș fi șoptit la ureche, tu ai uitat că ai copilul mort. Și ea mi-ar fi spus, n-am uitat, am o soluție. Sper în ea. Am puterea să mă țin tare, cum mă vezi tu, deși pe dinăuntru sunt prăbușită, dar nu gândesc cu inima, pentru că m-aș trage de cap. Mi-aș mulge părul și mi-aș rupe hainele, dar nu gândesc cu inima. Dumnezeu mi-a dat minte și la nivelul minții speranța moare ultima. Mă duc la omul lui Dumnezeu. Bărbatul meu nu mă putea ajuta, nici împăratul, nici șeful poliției. Mă duc la omul lui Dumnezeu. Nici măcar ajutorul lui nu mă poate ajuta. Eu vreau să stau de vorbă cu primul om al lui Dumnezeu. S-a dus la omul lui Dumnezeu și știți ce a făcut? I-a adus aminte de ce i-a spus ultima oară. Nu ți-am spus eu să nu mă expui, să nu mă amăgești, să nu mă implici într-o experiență de genul ăsta? Dacă n-aveam copii niciodată, îmi regăsisem echilibru în condiția asta de fără copii. Dar tu mi-ai dat un copil, m-am îndrăgostit de el, m-a onorat bucuria de a fi mamă și acum lucrurile astea le-am pierdut. De ce m-ai adus aici? Și omul lui Dumnezeu îi spune la ajutorul lui, ia toiagul meu
Du-te și fă așa și așa ca copilul să învieze. Ea aude și îi spune, nu, dacă tu nu vii cu mine, eu nu plec de aici. Ea avea un fix. Ea avea mintea ei un plan. Nu soțul, nu împăratul, nu șeful poliției, nici ajutorul. Ea îl vrea pe Elisei pentru că el, din punctul ei de vedere, era omul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Gehazi nu era, dar ea gândea în termenii ăștia. Elisei n-a zis absolut nimic decât atât. O să vin după tine. Dumnezeu onorează cererea lui Elisei. Slujirea lui Gehazi nu rezolvă problema. Exact cum a știut ea. Vă puteți imagina? Asta a știut ce va face Dumnezeu. A știut cine va avea succes și cine nu. Cum o fi știut? Nu, n-am de unde să știu. Dar probabil că îl cunoștea pe Gehazi. Eu așa mă gândesc, dar nu vreau să fiu răutăcios. Nu știu. Gehazi s-a dus, a făcut ce i-a zis Elisei, dar nu s-a întâmplat nimic. Observați, Elisei se duce și după câteva rugăciuni repetate, atenție, după câteva rugăciuni repetate, nu s-a întâmplat din prima, a trebuit să repete. Lucrurile importante trebuie repetate și dacă nu se întâmplă la prima încercare, nu trebuie să ne descurajăm, că noi n-am plătit ca să ni se dea, noi cerem fără să plătim. De aceea trebuie să insistăm și să avem răbdare, că poate Domnul se va îndupleca. Această împrejurare explică faptul că întotdeauna Dumnezeu onorează intensitatea manifestării chemării, intensitatea slujirii, nu doar slujirea, intensitatea slujirii. Fac o paranteză, îi cer iertare fratelui Florin, pentru că îmi permit să spun două vorbe pe marginea experienței familiei dumnealui. De ce Dumnezeu nu i-a dat de la început un copil natural familiei Bolosin și l-a dat după ce a făcut bine la doi orfani? S-ar putea să nu fie deloc așa cum spun eu, dar eu ca un muritor îmi permit să mă gândesc așa. Când a văzut familia asta că scoate o fetiță de nicăieri și apoi un băiețel, a spus, nu pot să rezist, o să-i dau ceva să fie din sângele lui, să fie din el. Pentru că de două ori a stat în drum de doi amărâți și le-a dat un viitor și o nădejde. Când o să spui, sunt copilul la colonelul în rezervă de la Hunedoara, face vreo diferență? Dacă nu mă înșel, face. Închid paranteza asta și mă apropii de încheiere. Recunoștința Sunamitei. Întreaga viață a Sunamitei a fost dominată de încredere și de speranță. Încredere în Dumnezeu și speranță în numele lui Dumnezeu. Întreaga ei viață, tot ce a făcut ea, a făcut ca și cum Dumnezeu era vecinul ei. Atât de real era Dumnezeu în viața ei, încât a spus, o să investesc, o să fac o casă, o să fac un addition, dar sus, aranjat, mai frumos decât am eu. Nu vreau să stau de vorbă cu Gehazi, eu vreau să stau de vorbă cu Elisei. Nici împăratul nu mă poate ajuta, n-am nevoie de banii lui și nici de ordinea și protecția șefului poliției. Cererea mea trece dincolo de oameni, e deasupra capetelor lor. Eu am nevoie de Dumnezeu, de aceea omului Dumnezeu care intermediază, vreau să vorbesc cu el. Vreau să vorbesc cu el, numai în fața lui o să-mi vărs inima și numai pe el o să vreau să îl chem acasă. Pentru că ce mi s-a întâmplat mie este prea de tot. Poate că numai el poate să rezolve problema asta. Concluzii. Și-a cheltuit resursele pentru casa ei, însă și-a cheltuit resursele pentru casa lui Dumnezeu și pentru confortul oamenilor lui Dumnezeu. Vreau să mă uit la dumneavoastră și să vă întreb, dar vă întreb direct, chiar dacă e ziua mulțumirii. Resursele pe care le aveți, mai multe sau mai puține, câte procente dintre ele se duc pentru casa lui Dumnezeu și pentru oamenii lui Dumnezeu? Știu că în generația noastră sună politic, dar asta doar pentru faptul că noi ne-am obișnuit să gândim așa.
Dacă Biblia este reperul nostru și nu ideologia lui 2022, atunci lăsați-mă să repet întrebarea. Înțelegeți ce vreau să spun? A fost mulțumită și mulțumitoare în fiecare etapă a vieții. Și atunci când a cerut și n-a primit ce primise toate femeile din oraș, chiar și cele rele, dar ea nu primise. Însă nu i-a permis minții să urmeze inima. Inima ei plângea, că emoțiile nu le poate controla nimeni. Dar mintea ei era trează. Era o minte luminată de cuvântul Domnului. Vă mai aduceți aminte de Psalmul 119, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Domnului. Nu emoțiile se îndreaptă. Să știți, când luăm o decizie cu mintea, aproximativ în 14 zile, emoțiile intră în consens cu decizia cognitivă, rațională. M-ați înțeles? Noi începem să simțim în acord cu ce am decis după aproximativ 2 săptămâni. Decideți lucruri împotriva la ceea ce simțiți și aproximativ în 2 săptămâni sentimentele se vor identifica cu decizia luată, va urma mintea. Sentimentele sunt o remorcă, să rămân într-un limbaj puțin mai de devreme. Sentimentele sunt o remorcă care e agățată de tractor. Tractorul e decizia. Un om trebuie să se conducă cu mintea, după judecata sănătoasă care nu o poți face cu inima. Inima are sentimente, îmi place, nu-mi place. Ce înseamnă îmi place, nu-mi place? Aproape nimic. Frumosul e personal, binele e universal. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun, s-a comportat cu demnitate și încredere în Dumnezeu în cele mai complicate momente din viața ei, când n-a primit un copil ca toate mamele și când copilul pe care l-a primit a murit ca și cum nu l-a avut. Ba, dimpotrivă, era mai rău decât dacă nu l-ar fi avut. În momentele acelea a rămas mulțumitoare. Aceasta este excelența mulțumirii. Să mulțumești când ești ispitit, să te uiți la lucrurile care te nemulțumesc. Conștientizezi că nemulțumirea este aici, dar nu-i permiți să vină în conștient. Nu. Conștientul este zona unde noi aranjăm lucrurile cum vrem. Noi suntem responsabili de ce avem un conștient. Dacă cineva se uită, atunci să nu se mai uite. Poate controla. Putem controla ce gândim. Ispita vine și bate la porțile gândirii. Nu e ispită, nu e păcat când vine ispita. E păcat când luăm ispita, o băgăm înăuntru, o punem în pilotul automat, în computerul minții și ea infectează ca un virus toată gândirea. Ce femeie înțeleaptă! Ai impresia că e un profesor universitar din generația noastră. Al patrulea lucru, a fost mulțumită înainte să aibă copii și a fost mulțumită și după ce s-a născut copilul. A fost mulțumită după ce a avut copilul și a fost mulțumită, adică a fost în echilibru, adică a rămas demnă și după ce a murit copilul. I-a spus soțului ei, nu s-a întâmplat nimic. Și părea că nu s-a întâmplat nimic. I-a spus lui Gehazi, nu s-a întâmplat nimic. Și părea că nu s-a întâmplat nimic. Extraordinar, ce femeie! Păi dacă ne uităm la anumite cicăleli din generația noastră, din nimic, anumite copilării, anumite atitudini slabe, de nu-ți vine să crezi, deși e oameni mare, te crucești și zici, Doamne, cum atâta diferență ca de la cer la pământ? Ce-i cu femeia asta? De unde a coborât? A căzut din cer? A fost o femeie credincioasă, înțeleaptă, echilibrată și mulțumitoare, conducându-și casa cu modestie și respect față de soțul ei, care era un bărbat, spun a treia oară, un bărbat liniștit. S-a împăcat că nu va avea copii niciodată în mintea ei și s-a împăcat că copilul care l-a avut a murit. Dar întotdeauna criza și necazul prin care a trecut a fost acompaniată de speranță. A fost acompaniată de speranță. Cu speranța asta a făcut o călătorie lungă. Cu speranța asta n-a recunoscut nenorocirea din casa și din viața ei de două ori, odată în fața propriului bărbat, și asta mi se pare grav, și odată în fața lui Gehazi. Pentru că ea a crezut din tot sufletul ei că Dumnezeu se va ocupa de situația în care se află. N-am mai fi nemulțumitori dacă am spera că binele pe care ne-l face Dumnezeu e mai bun decât binele pe care noi l-am proiectat în mintea noastră.
Dar pentru că dăm prioritate la binele pe care noi l-am proiectat în funcție de cum vrem noi să arate viața noastră și nu cum vrea să arate Dumnezeu, dintr-o dată ne simțim trădați de Dumnezeu, simțim că El ne ia înainte într-o manieră care ne expune și apare sentimentul de nemulțumire. Un sentiment care ar trebui pus la loc în cutia cu sentimente și gândul de mulțumire care este handle-uibil, este manevrabil cu propria minte, cu propria voință, ar trebui să apară și să conducă mintea noastră. Să știți că dacă vedeți un om liniștit, echilibrat, demn, cu o mărturie și cu o reputație de excepție, să nu credeți că în sufletul lui nu sunt răni. Ba da, ăla e locul unde se țin rănile, dar dacă le pui în minte, vei falimenta. Nu permite ca să ți se ducă rănile în minte niciodată, pentru că acolo se iau deciziile. Lasă-le să stea acolo unde e locul, în domeniul afectiv, în rănile inimii, și gândește cu mintea, fă-ți un profil psihologic, cum trebuie să te porți în societate când treci printr-o nenorocire, pentru că oamenii te văd. Și oamenii nu spun notă în fiecare duminică, în viața normală, oamenii îți spun notă în momentele de adâncă criză, cum te comporți. Cum te comporți în necaz, nu de obicei, că de obicei toți oamenii normal se comportă normal. Dar cum te comporți atunci când moare? Cum te comporți atunci când nu ai copii? Cum te comporți atunci când pur și simplu totul explodează? Să fii credincios înseamnă mai mult decât să vii la biserică. Oamenii lui Dumnezeu, ați cultivat mulțumirea, a ieșit dintr-o stare de victimizare, de plânse, de bocet, de nemulțumire, de frustrare, de absența recunoștinței închinată Domnului pentru milioanele de lucruri pe care ni le-a dat, și a te crampona de o dorință pe care Dumnezeu nu ți-o împlinește din anumite motive. Întotdeauna vei avea un motiv să fii nemulțumit, și dacă îi permiți unuia, le vei permite la toate, și întreaga viață îți va fi plină de nemulțumire, în timp ce petreci în casa lui Dumnezeu săptămână de săptămână o grămadă de ore. Asta este lecția unei femei mulțumită în prezența morții. Mă rog Domnului să atingă sufletele noastre pentru a ne stabili un standard înalt, pentru că întotdeauna dacă vrem un lucru s-ar putea să-l atingem, dar dacă nu vrem, nu-l vom atinge niciodată. Vă chem oamenii lui Dumnezeu să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm.